ziua! Obiectul intervenției noastre de astăzi îl reprezintă câteva gânduri despre una din zonele mărginașe ale orașului Iași. Este vorba de Tătăraș. Să vedem dacă a fost sat mănăstiresc sau cartier periferic al Iașilor în Evul Mediu. Evoluția urbană a Iașului în Evul Mediu a fost influențată de apariția curții domnești în secolul al XV-lea, care a potențat dezvoltarea spațiului din jurul edificiului domnesc aflat pe terasa superioară a Bahluiului. Dezvoltarea economică a Iașilor, însoțită de creșterea populației, cu o densitate sporită în vatra veche a urbei, a dus la extinderea teritorială în secolul al XVI-lea spre nord și spre vest, iar în secolele următoare, peste râpile naturale din jurul curții, peste Valea Cacainei, spre dealurile din spre est și apoi în sud pe șesul Bahluiului. Grație izvoarelor istorice, este vorba de atât de cele scrise cât și de cele arheologice, dar și informațiile din surse cartografice, se poate surprinde momentul apariției zonelor periferice ale târgului. La jumătatea secolului al XVII-lea, orașul, alcătuit din târgul vechi și târgul de sus, avea, potrivit documentelor, o uliță din afară, ceea ce sugerează o limitare, dar și continua sa extindere. Căci în afara acestei ulițe, aflate sub dealul Copoului, erau aglomerări de târgoveți ce vor alcătui viitoarele mahalale. Zona Tătăraș, aflată pe un deal în partea nord-estică a orașului, era despărțită de târg de pârâul Cacaina, iar în sud, hotarul natural îl constituia râul Bahlui. În nord mergea până spre Ciric, iar apoi se continua cu Rufenii. Din punct de vedere al regimului de proprietate funciară medievală, zona se afla în hotarul târgului sau țarina târgului. Aceasta depindea de curtea domnească, dar era folosită și de către târgoveți pentru locuri de cultură, de fânați și de pășunat. Treptat s-au stabilit târgoveții aici în sate. Din hotarul foarte întins al târgului, domnitorii au făcut danii boierilor, dar mai ales mănăstirilor, care au intrat treptat în posesia celei mai mari părți din hotarul domnesc al Iașilor până la sfârșitul secolului al XVI-lea. Așezarea târgoveților pe dealurile de dincolo de Valea Cacainei a fost și în legătură cu faptul că pe aici trecea drumul care ducea spre Țuțora cu vad de trecere la Prut. Intrările în zonă, în Tătăraș, erau abrupte, ele erau dinspre Târgu Făinii sau Târgu Vechi, era un drum greoi, trebuind trecută Valea Cacainei, iar apoi urcate pantele abrupte ale dealurilor. Pe aceste drumuri, la jumătatea pantei, ori pe înălțimile Tătărașilor, au fost construite, începând cu a doua jumătate a secolului al XVII-lea, câteva biserici, este vorba de biserica Mănăstirea Nicoriță, pe drumul care venea dinspre Golia, apoi Biserica Sfântul Dimitrie, pe drumul ce cobora din Târgul Făinii pe podul Misărciilor și în marginea sudică Biserica Sfântul Vasile și Sfântul Nicolae, zisă din Ciurchi,
aflată pe drumul care, în direcția drumului care cobora dinspre Zlatoust, mai sus de podul lui Ștefan. Cel mai vechi edificiu din partea aceasta a Iașului îl constituie Biserica Nicoriță. Aici, pe cea mai ridicată înălțime din Tătăraș, în anul 1626, hatmanul Nicoară Baltag și soția sa Teodosia, sora lui Miron Vodă Barnovski, au ctitorit mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, cunoscută ca Mănăstirea Nicoriță, și care a fost terminată în anul 1629. În trecut, pe locul acestei biserici a fost o altă biserică de lemn, având același ram și care fusese construită după ce, pe aici, în anul 1402, Alexandru cel Bun a întâmpinat moaștele Sfântului Ioan cel Nou în drum spre Suceava. Din documente și relatări istorice, deslușim câteva evenimente referitoare la Mănăstirea Nicoriță. Astfel, în anul 1628, Miron Vodă Barnovski a dăruit mănăstirii mai mulți țigani ca să fie robi ai mănăstirii, ei și feciorii lor, iar în anul următor, în 1629, același voievod a înzestrat mănăstirea cu un loc de 20 de case, un loc de chervăsărie și un loc de heleșteu pe Valea Ciricului, scutindu-i de toate dările pe poslușnicii, slujitorii care se vor strânge la mănăstire. Iată deci, surprinsă documentar, una din căile prin care s-a format viitoarea Mahala Tătăraș, ca fiind inițial o zonă în preajma mănăstirii, posibil chiar un sat mănăstiresc. În alt document din anul 1635, referitor la închinarea acestei mănăstiri către Mănăstirea Sfântul Sava de la Ierusalim, se întâlnește din nou toponimul Tătăraș sub formularea această sfântă și nou zidită mănăstire pe care au înălțat-o la Tătăraș cu numele Sfântului Ioan cel Nou. O interesantă remarcă asupra mănăstirii Nicoriță este cuprinsă și în cronica lui Neculce. Acesta relatează că în 1672 sultanul Mahomed al IV-lea, în drum spre Camenița, a vizitat de două ori orașul Iași. A mers de la Țuțora, unde era tabăra, la Iași și s-au scoborât pe la Nicoriță în Căcaina, spre Târgu Broilor, unde duca Vodă îl aștepta cu daruri. Întreținerea bisericii a fost în secolul următor în sarcina breslei săhăidăcarilor și teslarilor. Aceștia, alături de pietrari, s-au stabilit în Mahala într-o perioadă în care erau din ce în ce mai ceruți de nevoile edilitare. La 1695 putem spune că aici era deja o comunitate bine închegată, cu locuri de casă care se vindeau în prezența martorilor și care de cele mai multe ori erau vecini din preajma bisericii. Cât despre Mănăstirea Nicoriță, deși cu surse importante devenit moșii din Danii Domnești, Iaz, Moară, Dugheană, pe Ulița Mare, în perioada fanariotă a decăzut, astfel că la 1799 se vorbea deja de sărmana Mănăstire Nicoriță, care este un loc sărac. Unul din documentele importante referitoare la felul în care arăta orașul Iași spre sfârșitul Evului Mediu
În anul 1793 este acuarela aparținând lui Gavril Sergeevici Sergeev, care reprezintă o vedere panoramică a Iașului, dinspre un deal din Tătăraș, în fapt din zona Bisericii Nicoriță, care se află în prim plan în partea dreaptă. Se mai vede podul lui Ștefan, este vorba de cel al lui Vodă Tomșa, construit peste Cacaina, a cărei vale este bine reprezentată. De la podul lui Ștefan Vodă, drumul urca spre Țuțora, după cum se vede în gravură, în această acuarelă, și printre dealuri pe cam prin zona în care actualmente se află strada Vasile Lupu. Un alt obiectiv din Mahala, vizibil în imagine, este apeductul peste Cacaina, cel cu 6 arce, care aducea la Golia apa din zona Ciricului. Același apeduct este vizibil și în cealaltă litografie, vedere din Tătăraș, după desenul lui Rei, care face din parte dintr-un album de stampe de la 1845. În același desen se vede o parte a Mahalalei cu Biserica Sfinții Voievozi Rufeni. Un alt monument, Biserica Sfântul Dumitru Misai, este la limita nord-vestică a cartierului și a fost construită în anul 1802, dar pe locul unei biserici de lemn mai vechi, pomenită în documente la 1758 și care apare și în alte hărți și alte documente din această vreme. Cele mai multe referiri la aceasta sunt în contextul tranzacțiilor care au ca obiect vânzările de locuri de case situate dincolo de podul Misărciilor. De fapt, în această zonă se stabiliseră casapii, misărcii, în urma măsurilor edilitare din timpul domniilor fanariote, biserica aparținând breslei acestora. Părții de sud-est a cartierului, i se mai spunea când bivolărie, când ciurchi, și apare această denumire de ciurchi ca reper în hotărnicia unui loc din hotarul Iașului la 1712, când se vorbește de fântâna lui Ciurc și grădinele de zarzavaturi de aici, care aparțineau slujbașilor domniei. Aici, în zona aceasta, era Biserica Sfântul Nicolae, ridicată în timpul domnitorului Ioan Teodor Calimachi la 1761. Dar se pare că Ciurchi a devenit Mahala spre sfârșitul secolului, când se vorbește că erau în Tătăraș patru culucuri. În secolul al XVIII-lea, fostele pământuri ale mănăstirilor erau deja vândute târgoveților. În Tătăraș locuiau slujbași ai domniei, între care olăcarii sau călărașii care purtau poruncile domnești prin țară sau chiar peste hotare. De altfel, un toponim, strada Călărași, a rezistat în cartier până astăzi. Odată cu înmulțirea datelor documentare, după 1750, știm că în Mahala trăiau slujitori, grădinari, negustori, măcelari, meșteșugari, văduve, slujitori ai bisericii, dar și reprezentanți ai boierimii de rang mijlociu, precum este pomenit serdarul Dimitrie Botez. Din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, orașul a intrat treptat într-o nouă etapă urbană în care
Satele vecine au fost integrate orașului, fiind supuse măsurilor cu caracter edilitar. Hărțile referitoare la orașul Iași, întocmite în timpul războaielor ruso-turce, surprind evoluția treptată a tătărașilor de la zone de case din jurul mănăstirii Nicoriță, așa cum este prezentat într-un plan rusesc de la 1739, și vedem că sunt acestea dispuse cam pe trei aliniamente în jurul bisericii. În planul de la 1769 sunt vizibile trei poduri peste Cacaina, bisericile, iar pe promontorul sunt figurate locuințele, din zid puține, majoritatea fiind din lemn. În aceeași hartă, în legendă, este trecută litera M cu explicația sat la periferie numit Tătăraș. Planuri mult mai detailate sunt cele din 1789 și, evident, cele de după 1800, planul Bejan, Burașec și, iată, o altă hartă rusească de la 1828. Jumătatea secolului al XVIII-lea consfințește în topografia locului câteva denumiri și monumente importante din Mahalaua Tătăraș. Anume, la Movilă, unde stăteau slujbașii casei podului, adică ai podului lui Ștefan. Tot aici se desfășura un iarmaroc și un târg de vite. Puțin mai jos era bivolăria și salhanaua, iar într-o însemnare de la 1783, pe o liturghie de la Biserica Sfântul Vasile, se precizează că aceasta era în Tătăraș de la podul de piatră din gura Căcainei. Anterior, în 1777, o altă însemnare vorbea despre poporenii de la Sfetii Vasile, ot bivolărie. Această biserică aparținea breslei pescarilor. Un alt toponim era Casa Poștei, aflată pe drumul de mai jos de Biserica Nicoriță. Din timpul regulamentului organic de la 1830, orașul a fost împărțit în quartaluri, iar la 1844 Tătăraș făcea parte din quartalul al patrulea. Din harta de la 1828, din cea de la 1833, se vede cum la început de secol al XIX-lea Tătăraș rămâne o zonă verde în care încă se mai ducea un stil de viață patriarhal. Vatra de constituire a nucleului tătărașilor este atestată arheologic pentru secolele 16, dar mai ales 17 și 18. Cercetările arheologice s-au făcut cu precădere, cu ocazia supravegherilor arheologice determinate de proiecte imobiliare, a restaurării monumentelor sau chiar întâmplător. De departe, cea mai importantă descoperire o constituie marele tezaur monetar din anul 2002. Din impresionantul depozit descoperit pe strada Vasile Lupu la numărul 28, la mai puțin de 300 de metri sud-est de mănăstirea Nicoriță, s-au recuperat aproape 15.000 de monede, în cea mai mare parte din argint. Ele erau în 8 vase, dar de asemenea au mai fost 3 vase care conțineau unelte din fier, au fost resturi de țesături și fragmente ceramice, între care cele de cahle le menționăm.
Materialul monetar aparținând acestui tezaur cuprinde emisiuni monetare din spații și perioade diferite, întinzându-se pe o perioadă mare de timp, între secolele 14 și 17, ultima emisiune monetară fiind din anul 1665. Tot în această zonă a cartierului, în strada Vasile Lupu, s-a făcut o altă descoperire în anul 2014, cu ocazia unei supravegheri arheologice pe strada Vasile Lupu la numărul 55. Demolarea unei case datând din anii 1900 cu înfățișarea caracteristică celor din Mahala, cu un singur nivel, cu cerdac acoperit și având trei camere, a dus la descoperirea sub podeaua acestei case a unei pivnițe cu gârlici. După cum relatează sursele istorice, construcțiile acestea de deasupra pivnițelor în Iași de cele mai multe ori adăposteau cârciumi, nu de puține ori chiar și pivnițele fiind atribuite cârciumelor, așa cum le descrie și Dimitrie Cantemir. Pivnița descoperită, cu mai multe refaceri, mai ales în zona intrării, avea două culoare, de respectiv 30 metri și 16 metri, avea o înălțime de 1,82 metri. S-au descoperit puține materiale, dar împreună cu informațiile documentare, acestea au permis datarea construcției la jumătatea secolului al XIX-lea. Este posibil să fie aparținut negustorului Ioan Movileanu, despre care știm că a trăit în Mahalaua Tătăraș între anii 1797 și 1881 și, potrivit însemnărilor, avea tot colțul din ulița Tătărașilor, mărginit de râpa Răchiților și drumul din dosul altarului Bisericii Nicoriță, trecând de casa parohială. Amintim că acest negustor deținea în Mahala 10 case și dughene, dintre care două erau așezate pe pivnițe mari, având și cuptor de copt deasupra, iar alte trei acareturi se înălțau pe subsoluri care de asemenea aveau astfel de cuptare. În timp, averea negustorului s-a risipit, dar moștenitorii săi, între care fiul Costache Movileanu, foloseau până în anul 1727 o pivniță săpată adânc cu gârlici în care lucra uneori lemnărie. Potrivit însemnărilor lui Costache Movileanu. Alte descoperiri făcute în zonă au fost cele din zona Bisericii Sfântul Nicolae, unde s-a descoperit un cimitir, mormintele fiind datate în secolul al XIX-lea, este vorba de cimitirul parohiei din zona aceasta. Biserica Nicoriță a fost de asemenea subiectul cercetărilor arheologice cu ocazia lucrărilor de restaurare. În zona de protecție a bisericii, pe terenul fostei moșii a mănăstirii, au ieșit la iveală diverse dovezi din evoluția Mahalalei. Astfel, a fost identificat un rest din vechiul zid de incintă al mănăstirii, precum și unele clădiri din vecinătate, din secolul al XVIII-lea, de la sfârșitul acestei perioade. Dintr-o astfel de casă, ale cărei fundații au fost surprinse,
provine un obiect care dă măsura vieții cotidiene și anume este vorba de un flacon de sticlă pictat cu motive vegetale și figuri de animale fantastice. Locul său de producție este undeva în sticlăriile din Europa Centrală, poate cele transilvanene, și ne oferă astfel indicii despre schimbarea moravurilor târgoveților, căci acest recipient era un articol de toaletă de lux, un flacon pentru apă parfumată ce venea de la Viena sau poate de mai departe. Iată câteva din jaloanele unei zone periferice din coasta târgului vechi a Iașului, care a început prin a fi pentru scurtă vreme, opiniem, un sat mănăstiresc pentru prima jumătate a secolului al XVI-lea, dar foarte devreme, foarte a devenit o mahala în care slujitorii domnești, meseriași, grădinari, măcelari, pietrari, teslari, croitori, pielari, dar mai ales grădinari, cu toții își duceau traiul aici, în această mahala, producând pentru târg și făcând negoți cu cei din satele aflate în hotarul Iașilor.